Salut, pescari! Sunt Sorin Tot Pescar și blogger pe www.totpescui.ro. Pentru că sunt la un pescuit de somn, vreau să vă prezint câteva din accesoriile Cat Spirit pe care le folosesc în pescuitul somnului în general și în pescuitul la clonc în mod special. Haideți să începem cu niște fire. În primul rând, un fir textil. Cat Spirit Cat Braid Lures. E un fir textil care poate fi folosit atât în pescuitul la spinning cu năluci, cât și în pescuitul la clonc. Vorbim despre un fir de culoare galbenă, ambalat în role de 200 de metri. Firul pe care vi-l prezint are un diametru de 0,40 mm și o rezistență de 38 de kg. E un fir destul de bine împletit și foarte rezistent. Practic, asta e caracteristica cea mai importantă atunci când alegem un fir textil pentru pescuitul somnului. Mai departe, avem tot un fir textil, dar de această dată un înaintaș. Firul Strike Cat e ambalat în role de 20 de metri. Eu folosesc varianta cu rezistență 75 de kg. E un fir de culoare maro închis, destul de rigid, cu un înveliș exterior. E firul pe care îl folosesc atunci când pregătesc forfacurile pentru pescuit la somn. Îl vom folosi în curând pentru realizarea unei monturi. Al treilea fir e firul Cat Spirit Seal Cat. E vorba de un fir monofilament de culoare verde. E disponibil în mai multe diametre. Acesta are 0,70 mm și o rezistență de 29 de kg. E ambalat în role de 250 de metri și poate fi folosit atât ca fir principal în pescuitul staționar, cât și ca înaintaș. Eu îl folosesc ca înaintaș atunci când pescuiesc cu năluci la somn. Să trecem la cârlige. Am ales două cârlige de forme diferite. Folosesc cârlige simple atunci când pescuitul e destul de dificil, când somnii nu sunt foarte activi. Primul tip de cârlig e un cârlig cu tijă scurtă și deschidere destul de mare. E genul de cârlig pe care îl folosesc atunci când pescuiesc exclusiv cu râmă. Și repet atunci când somnii sunt mofturoși, nu se hrănesc foarte bine. Al doilea tip de cârlig e tot mărimea 7x0. Bineînțeles, ele sunt disponibile în mai multe mărimi. Acesta este un cârlig ceva mai mare, cu tijă lungă, deschidere mare, gros, foarte rezistent. Acesta e cârligul pe care îl folosesc atunci când pescuiesc cu combinații de momeli. Scoică și râmă, coropișniță și râmă. Atunci când pescuitul merge foarte bine și somnii sunt activi, atacă orice le trece prin față, folosesc ancore. Ancorele Cat Spirit, mărimea 4x0. Tot așa, foarte rezistente, groase. Le folosesc în combinație cu plumbii Cat Spirit pentru clonc. E vorba despre plumbii Octopus. Sunt niște plumbi care mie îmi plac foarte mult. Sunt disponibili în două dimensiuni, 150 de grame și 200 de grame. Au o formă foarte interesantă, o formă de ciupercă întoarsă. Sus și jos au vârtej rotativ foarte rezistent. Plumbul practic se învârte fără să învârtă firul principal. La vârtejul de sus atașăm firul principal și jos forfacul. Plumbii sunt plastifiați, astfel încât nu există riscul de a speria somnii. Un accesoriu pe care îl putem folosi în combinație cu plumbii Octopus sunt caracatițele Cat Spirit. Arată foarte fain. Jucării pentru copii.
practic, caracatița se trage pe plumb, îmbracă plumbul, iar muntura în final arată în felul acesta. În momentul în care jucăm plumbul în apă, tentaculele pulsează și atrag răpitorul.